Bună seara, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Cartea e parte. Bună seara, stimați telespectatori, iată-ne într-un nou weekend, asta presupune Ai carte, ai parte. Chiar dacă suntem în vacanță, emisiunea noastră merge înainte. În această seară invitat doamna directoare de la Clubul Copiilor și Elevilor, cred că n-am greșit cu nimic, doamna Magdalena Gheorghiță. Bună seara, bine ați venit la... Bine ați revenit, de fapt că sunteți măcar a doua oară din știința mea. La cartea e parte de a doua oară și să nu ratăm, stimați telespectatori, așa de față cu toată lumea, la mulți ani, pentru că în Sinaxarul Ortodox astăzi este o cuvioasă muceniță care al cărei nume îl purtați de altfel. Doamna directoare, acum că nu o să acolo și fără aer, și auzim, ca să mai destinde un piculeț, e căldură mare și iată că nu vă opriți deloc. Să începem așa cu cei mai important și de actualitate. Sunteți, ca să spun așa, cum am spus și la știri, de altfel, personajul principal, sigur, alături de alți conducători de unități școlare de moment, într-un proiect demarat, prima ediție, este vorba de școala de vară. Haideți să întoarcem un piculeț pe toate părțile proiectul ăsta, pentru că, așa cum am spus, în prima ediție și în mod deosebit pentru faptul de a mai stârni puțin pe acasă, pe acolo, la cine se uită, pentru că merită să vină copilașul acolo. De unde a pornit? Am înțeles inițiativa domnului primar? Este cum stau lucrurile? Inițiativa domnului primar. Am fost solicitat să asigurăm școala de vară. Îi mulțumesc pe această cale și nu e singura cale prin care încerc să-l mulțumesc pentru ce a făcut pentru noi. Este o inițiativă extraordinară, având în vedere că Clubul Copiilor Roman, nu și Elevilor, este... Să rămână. De ziua dumneavoastră nu am permis. Sigur că da. Este cu an școlar de la 1 septembrie până la 31 august. Deci, da, are un regim special. Da, are un regim special pentru că trebuie să asigurăm frecvența copiilor și pe timpul perioadei de vacanță. Fie a vacanță de vară sau celelalte vacanțe. Este extraordinar, deși este prima ediție și inițiativa a venit cumva spre sfârșitul anului școlar, când deja o parte din copii nu mai puteau fi anunțați. Se vede că funcționează și aici se vede clar calitatea conducerii școlilor. Pentru că eu să punctez fără nicio răutate. Nu, am spus de calitate. Nu. A unora dintre școli. Pentru o să spun eu și de ce. Da, o să mă motivez. Sigur, noi nu vom critica. Nu e de criticat, e de vorba de responsabilizare aici. E altă poveste. Au venit cu foarte mare drag elevii de la școala Mihai Eminescu. Care au Domnul și director deschis. Armanu a fost și este extraordinar. Deci nu în ultimul rând. Da, deci se pune problema că chiar a mobilizat față de celelalte școli care sunt prezente, dumnealor au venit și luni și miercuri. Pentru început, noi am încercat să facem în așa fel încât să asigurăm pentru cele 5 zile în care se desfășoară această activitate o anumită continuitate a frecvenței, sau să zicem o constanță a frecvenței. Luni și miercuri era vorba de școala Mihai Eminescu, marți școala 8, școala 5, joi școala 6 și vineri rămăsese să adică fie astăzi o combinație din celelalte care au rămas. Astăzi a fost ziua cea mai slabă. Și cea mai lungă pentru că e înainte de weekend. Da, iertați-mă, aș face o precizare pentru telespectatorii noștri care probabil că încă nu știu, iată, e un proiect în premieră. Noi nu întâmplător, ci chiar strategic am difuzat o reluare a emisiunii realizată de către subsemnatul respectiv tocmai căutând prin culisele acestui proiect, deci a fost înainte de această emisiune, de Ai carte, ai parte. Așa, și aș dori să spun și să marcăm faptul că
luni a început, deci luni 18 iulie, nu mă înșel, 18 a fost, da? Și că va ține, haide să și spunem până acum. Până la sfârșitul lunii august. August, așa, iertați-mă. Da, astăzi a fost, s-a încheiat o săptămână. O săptămână, cum ați pune-o așa într-o balanță, eu știu, ca bilanț, așa, vis-a-vis de așteptări, vis-a-vis de faptul că, iată, așa cum am sublineat și noastră, a fost așa la final, așa ca un... Deci... Primele trei zile, luni, marți și miercuri, primesc câte un 10, joi, 9 și astăzi 7. Da? Poți să întrebi din pricina cui astăzi 7? Din pricina absenței unora dintre copii. Da? Deci nu a fost mobilizație. Haideți concret, astăzi, de pildă, dacă e cu 7, cine a trebuit să fie și cine a fost? Ca să astăzi nu s-a programat nimeni. Aha. Da? Deci au fost programați luni, marți, miercuri și joi. Iar pentru ziua de vineri urmau să se înscrie și n-am mai primit. Și atunci am solicitat ca cei care au venit luni, marți, miercuri, joi și care își doresc să vadă alt tip de activitate decât prezentate în primele 4 zile ale săptămânii, să asiste. A fost audiție muzicală prezentată de doamna Cozet Mihailciuc. După care au de la școala de arte. Și care are și jumătate de urmă la noi, la Clubul Copiilor. Așa. Pentru că doamna care se ocupe de muzică este în concediu de creșterea copilului. A fost interesant. Numai că grupele de vârstă nu au fost cele care ar fi trebuit să asigure o asistență, o asistență pe măsura prezentării, mă gândesc. Și ar fi dorit probabil să aibă parte de altceva, dar sunt foarte optimistă pentru zilele care vin, pentru că i-au interesat pe cei din care au venit în primele 4 zile ale săptămânii, i-au interesat subiectele abordate de noi. Eu am încercat să rog cadrele didactice de la școlile care participă cu elevi, dacă au tematică care ar dori să o abordeze, să ni se comunice și chiar să facă acest lucru. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru inițiativa care ați avut-o cu acei doi copii pe care îi cunoașteți. Mie personal, da. Să rămână, stimați spectatorii, pentru că astăzi au fost doi participanți. Da, și o să personal postul nostru, așa cum v-am spus, dar o să ajungem și aici. Dacă eu știu, mă veți primi și dacă nu o să încurc pe cineva acolo, am niște lucruri interesante de reprezentat copiilor, ba mai mult, dar o să lăsăm pe final. Mie mi-ar place la anul, de pildă, dacă am trăit sănătoși și cu siguranță că va fi cineva să susțină acest proiect, sunt sigur de lucrul și ăsta, pentru că a plecat bine, iată, chiar dacă a plecat așa din bloc start, așa în viteză, ca să spunem, da. Așa. Eu, mie mi-ar place, ca să reformulez, mie mi-ar place să fac un curs de jurnalism, pentru că într-o lună și jumătate, eu, Vasile Danci Moroșanu, garantez că, așa, pe categorii de vârstă, pot să-i stârnesc pe micuți, mai ales că pasiunea pentru a scrie, iată, mass media e în vogă, unde, cum te învârți, dar să mai lăsăm asta și ca surpriză. Ce aș fi vrut să întreb? Apropo de tot de acest proiect, așa cum am spus, a plecat din blog starturi în viteză, este bine că a plecat, este minunat, inițiativa este clară. Este așa. Cum să spun, totuși, având în vedere viteza asta, v-a prins deloc descoperiți? Nu. Copii există în roman, nu? Da. Nu toată lumea cum pleacă în concediu. Și eu dacă am o cărcă de scândul și un pumn de cui, asta înseamnă că am și mobila. Există copii care își petrec o parte din vacanță în roman. Poate marea majoritate își petrec trei sferturi din vacanță acasă. Sunt prea puțini cei care au asigurate condiții la bunici sau, știu eu, în alte zone ca să poată să... Da, sau, iertați-mă, chiar dacă au, e așa, lungă vacanța mare. Sigur că, și, lungă vacanța sigur că mare. Da, la un moment dat te plictisești numai la bunici, numai, da. Nu știu. Iar noi am încercat să aflăm care sunt temele care i-ar interesa pe ei. Am făcut niște... Am văzut că țineți foarte mult Și ne s-au prezentat, adică
am anticipat cumva dorințele lor, pentru că am zis la început, prezentăm teme de interes major ca să-i poată motiva să vină, să putem afla de la ei ce interese au și ce opțiuni, după care să prezentăm și ceea ce își doresc ei, fără să ne abatem de la inițiativa domnului primar, care spunea că nu-și dorește să facă din această școală de vacanță doar divertisment de care au parte copiii în spatele blocului. Deci să fie cumva direcționat pentru a îi ajuta pe copii să devină mai patrioți, mai buni, mai eficienți. Deci nici să, adică cu alte cuvinte, eu știu, să nu fie nici ca la școală, nici să, ca la școală, așa, dar nici, și nici ca în spatele blocului. Asta pentru că ați adus cadrele didactice care își doresc chiar pe această, care le solicit aportul, dacă îi interesează o anumită tematică, dacă vor considera că o anumită abordare le-ar face mai mare atractivitate copiilor, suntem deschiși la acest lucru. Haideți să spunem, și o să profităm de această primă parte pentru că discutăm și pe urmă, partea a doua să vă propun să ne axăm, eu știu, Clubul Copiilor, pentru că e de făcut și un bilanț, totuși suntem la... Haideți să spunem cu subiect și predicat faptul că, iată, în această... deci acest proiect, ca să reformulez, iar are practic două părți. Această parte de, eu știu, divertisment, haide să-i spunem generic așa. Și o parte de pregătire. Și iată o parte, pentru că am avut acest bacalaureat năstrușnic, o parte în care cei picați, cei care râbnesc încă la o diplomă de bacalaureat, pentru că nu toți râbnesc, se pare, pentru că mulți au luat calea Italiei și a Spaniei și sunt cifre în sensul ăsta. Deci cei care râbnesc au parte în premieră și înțeleg, fără a aduce laude și osanale, tot la inițiativa domnului primar, așa, au parte de consultații gratuite cu profesori deosebiți. Aș propune colegului Max, dacă este pregătit, filmulețul, un filmuleț de 5 minute, unde o să-l vedem, o să-l revedem pentru cine, eu știu, și pe domnul primar la tablă ca profesor de matematică, să vedem filmulețul și ce spun copiii. Cald, bine, școală de vară, se potrivește? Da, să sperăm. Da. Le se vor vedea apoi. Spune, cum se pare ideea asta unei școli de vară? Iată și cu componenta asta. Cred că e benefică pentru toți cei care au pierdut examenele în vară și în a doua sesiune să vedem consecințe mai bune, mai... La ce școală? La ce școală? Liceul 2. Spune-mi, te rog frumos, cum ai emoții așa faptul că o să vă predea domnul primar care e profesor? Nu, cred că fiecare profesor are strategia lui de a preda și să sperăm că o să înțelegem și o să fie bine. Ce pentru sesiunea din toamnă, cu ce emoții, ce speranță? Emoții sunt, ca și în vară, dar... totuși sperăm la mai bine, având în vedere catastrofa care a avut loc recent. Ok, baftă mult. Mulțumesc. Da. De la ce școală? De la liceu numărul 3. Cum mai sprevede? Păi, ce să vă zic, am emoții. În regulă. Dar cum primești faptul că, iată, o să vă predea domnul primar, care e un redutabil profesor de matematică? Eu
onoare pentru noi, iar am mai predat și la liceu numărul 5 și na, suntem obișnuiți. Deci nu ești în premieră cu domnul? Nu. Că am fost și elev la liceu numărul 5 și na, nu e o premieră. Cum vezi ideea asta unei școli de vară, iată și cu componenta asta? O inițiativă bună pentru elevii care nu au posibilitatea de a face pregătire cu profesorii. Pentru la toamnă, ce speranță? Bune. De a promova și de a merge în continuare. Baftă. Mulțumim. Aveți un truc special, eu știu, ceva să-i motivați, că le-ați spus elevilor că dacă o să vă asculte, aveți ceva special, da, să-i motivați? Da. Avem anumite, v-am spus, anumite lucruri și din punct de vedere a abordării subiectului, a tratării, a obținerii maxim de punctaj din structura subiectului pe nivelul de cunoștințe pe care l-au. Acest lucru cred că este foarte important și eu cred că dincolo de ceea ce face un profesor din punct de vedere al predării noțiunilor, a aplicărilor practice, cred că este foarte important învățarea strategiei de abordare a unui subiect, de rezolvarea lui și a scoate maxim din ceea ce se poate la momentul respectiv. Exact ca într-un meci, atunci când trebuie să dai totul, abordezi o strategie astfel încât să te poată duce spre câștig. Școala de vară, iată o secțiune care presupune, eu știu, și un ajutor substanțial pentru elevii care n-au intrat în BAC. Am înțeles că o să fiți alături de ei? Să pornim de la început. Această școală de vară este, în primul rând, după părerea mea, foarte binevenită. Însă, dacă elevii nu depun un efort susținut și nu sunt foarte bine motivați ei înșiși, da, pentru a căuta să înțeleagă, să priceapă toată materia de care au nevoie pentru obținerea cu rezultate bune a examenului de bacalaureat, înseamnă că munca este în zadar. Probabil că până acum ei au mers pe ideea că se mai pot influența unii pe alții, se mai pot ajuta acolo, la fața locului, atunci efortul nu trebuie să fie atât de mare, atât de susținut și cum probabil a fost până acum, au reușit mulți ca să treacă examenul de bacalaureat și iată că s-a făcut o faptă frumoasă, bună. Eu felicit Ministerul pentru această inițiativă și, doamne, facem un popor de oameni cinstiți și corecți. Mi se pare corect. Iertați-mă, până la Minister, știu că aici inițiativa a fost chiar locală, vine din partea domnului primar. Da, cu atât mai mult felicitări pentru domnul primar, pentru că a luat această inițiativă și o face, deci, în comun, deci nu cu diferențiere de la un liceu la un liceu, face cu toată lumea la fel, deci condițiile, deci egalitate de șanse pentru fiecare elev, pentru a se putea prezenta cu rezultate foarte bune la examen, dar, repet, elevii trebuie să pună mâna și să învețe și să fie ei conștienți că trebuie să învețe și trebuie să știe, că altfel n-au cum, sigur că da. Asta e. Da, stimați spectatori, cu iertare, mereu mă uit aici să văd la momentul de control. Iată, ați văzut sau ați revăzut probabil unii dintre dumneavoastră un fragment din reportajul pe care l-am difuzat în premieră marți la emisiunea Orașul Meu, realizată tot de subsemnatul. Un fragment care, de data aceasta, cu referire strictă la acest segment al acestui proiect despre care discutam cu doamna directoare Magda Gherghiță, respectiv secțiunea în care, sau acolo unde liceenii care au avut de plâns un piculeț în sesiunea iunie-iulie au posibilitatea să pregătească și asta în mod gratuit și cu profesori buni. Dar sigur că, apropo de organizare, ați văzut, domnul primar a fost foarte neamț, foarte prompt, apropo de promisiunea de a fi prezent. Și, ca orice inițiator de proiect. Nu știu, tot îmi iau peste ochi de la care cum, că am ceva și că ridic o să am și frați creștini. Nu fac treaba asta nici pentru mama care m-a făcut, dacă nu-i acoperi doar în fapte. Deci, am fost acolo, am fost de față și nu întâmplător am dorit să dau acest fragment, pentru că, așa cum a dovedit de foarte multe ori, nu știu dacă vreo excepție de la regula asta, așa, domnul primar, ați văzut că are valura aceea de așa negocia cu ăștia minci, foarte ok, a fost o atmosferă faină, plăcută, ceea ce cred că, și aici vreau să ne întâlnim un piculeț ca dialog, caracterizează, nu-i așa, acest proiect, această școală de vară. Asta apropo de faptul că elevul trebuie să stea cu mine la spate, dar cum mai
ne agităm un pic de mai... În vacanță, destindem, ne mai... În vacanță elevii nu mai sunt elevi, nu? Abordează, așa cum salariați în concediu nu mai sunt salariați, decât din punct de vedere financiar. Aici da. Fugiți. Problema este că normal ar trebui să detașeze cumva acele greutăți care apar și în timpul școlii și să încerce să-și încarce bateriile pe timpul verii sau, în general, pe timpul vacanței. Dacă luni interesul a fost din partea tuturor, deci au venit domnul director Amanu cu cadre didactice și cu copii, marți am avut o surpriză extraordinară, au venit două fetițe care m-au pupat și m-au întrebat dacă au voie să vină și în celelalte zile, nu doar în ziua de marți când sunt programate. Păi o să mai tot spunem că, apropo de asta, iertați-mă. Și asta a fost extraordinar pentru mine, dacă înseamnă că i-a interesat. Da. E nota pe care mi-au pus-o ei, raportat la ce-am prezentat noi acolo. Personal am o vorbă în situație genul ăsta, așa că mi se întâmplă, spun că nici leafă nu-mi trebuie în luna aceea, adică face toate paralele cu noi, așa că suntem la Roma. Sigur că da. Trebuie să punctăm și o să o mai facem dacă o să avem, și sigur o să mai căutăm, dacă nu, prilejuri pe parcursul emisiunii până la final, să spunem faptul clar, iar cu subiect și cu predicat, apropo de, pentru că este la început, sunt nedumeriri, poate că și informațiile între copii, nu se știe. Deci, programul clar, luni până vineri, Până vineri inclusiv, pentru că au fost o parte care au înțeles că de luni până vineri înseamnă luni, marți, miercuri, joi, și atât. Deci este și vineri. Bine, da. Între orele 10 și 12. Deci, practic, zilele lucrătoare ale săptămânii. Zilele lucrătoare, da. Sunt dedicate școlii de vară. Între 10 și 12, să spunem, stimați spectatori, și unde, cu siguranță, ați văzut din filmul ăsta, dacă nu, să mai precizăm, la Casa de Cultură, în acel spațiu unde... În spațiu unde da. A fost altă dată, deci nu știu ce, sau nu știu ce. Club. Nu, o chestie de asta, că eu chiar nu vorbesc limba deloc, fiica mea știe, ea dacă ar fi, le spune pe toate. În regulă. Cât considerați, eu știu, având în vedere faptul că, iată, la chiar în prima zi, și eu știu că am făcut, știți, și o să mai fac pentru a populariza acest proiect pentru copii, deci nu pentru cine mai spun unii că m-aș zbate eu așa de tare, sigur, cu sublinierile de rigoare, așa, dar să știe copii, pentru că de-aia suntem mass media, de-aia avem evenimente ca să, cum să spun, să le împărtășim celor din cetate și așa mai departe. O să mai vin și o să mai fac știri acolo, dar v-aș întreba așa, cum am spus, având în vedere parametrii despre care am discutat, cât credeți că a fost curiozitate în prima fază sau o foarte temenică organizare? Cum ați situat? Un proverb spune că pofta vine mâncând. Asta, corect, așa este. Cred că, până la urmă, cei care au venit prima dată și și-au dorit să mai vină, înseamnă că au fost oarecum presați să participe. Dar dacă și-au manifestat dorința de a veni și... Dacă se întorc, adică asta e ideea. Dacă se întorc, scopul e împlinit. Cei care există și persoane care nu vor veni niciodată, indiferent dacă vor fi solicitați fără sau discuții, nu. Dacă dați banane la... Este liber să-și decidă cum, să decidă cum își petrece timpul liber. Problema este că cei care vin nu pierd, dimpotrivă câștigă. În primul rând se cunosc între ei, pentru că este vorba de elevi ai școlilor diferite. Ale tuturor unităților de învățământ. Clubul copiilor de asta este club, pentru că unește copiii din diferite categorii. Și sunt convinsă că la edițiile următoare și nu neapărat la edițiile următoare, cât în săptămâna care urmează și celălalt. Mai este o bucățică până la... Se va dovedi clar că interesul copiilor care își doresc mai mult pentru ei va fi mai mare. Fără discuții, pentru că mi-a arătat colegul un minuțel și din acel minuțel s-a mai dus ceva. Fără discuții că, exact ce a spus dumneavoastră acum, este limpede că, nu știu, acum fără Dumnezeu de Sfinte, supărăm pe nimeni. Ăla care nu vrea decât în praful din spatele blocului, nu
va căuta. Da, nici nu... Precum sunt alții care au alte programe, alte ieșiri, alte, care probabil sunt unii care din alte pricini, nu vreau să le numesc, că ia mai cu moț așa, că le-am aduc eu cu toți pe chinești la școală. Nu știu, probabil că sunt și abordări de astea, eu dramatizez acum ca să fiu clar. Este foarte bine, fiecare își cunoaște până exact. La urmă locul. Dar ideea este foarte clar că pentru cei care vin, chiar au de câștigat. Sigur că da. Și în plus de asta, sigur că da. Având în vedere că e prima ediție, la anul o să fie și mai bine, că o să fie cu un plus de experiență, stimați telespectatori, musai să luăm o pauză, revenim, fuguța. Bună seara, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Cartea e parte. O abordare altfel a actului educațional în folosul tuturor celor implicați. Stimați telespectatori, revenim în emisiunea noastră Ai Carte, Ai Parte. Iată, din acest weekend, invitat doamna profesoară Magda Gheorghiță, directorul Clubului Copiilor, doar al copiilor, Roman. Vă rog. Da, sigur că da, doamna directoare, ați zâmbit așa, considerând că poate o mai scap și nu, cu da, elevilor. Nu, vreau să vă spun că suntem singurul club al copiilor. Peste tot este Clubul Copiilor și Elevilor în județ. Bun, că tot numai ați adus vorba... Sunteți prea tari, ca să, și mi se pare și corect cu un așa, director acolo. Elevi. Dar totuși, hai că tot veni vorba. De ce? Adică numai aici e așa? Pentru că așa s-a scris pe ștampilă și așa a rămas. A, deci ștampila... La schimbarea ștampilei s-a modificat și greșeala. Faină chestie. Avem de o știre. Da, pentru că sunteți excepția. Iată, am discutat în prima parte a acestei emisiuni din această seară, din acest weekend și spune și din această lună, că mă tem că nu mai știu dacă mai prim Roana, despre acest proiect inedit, Școala de Vară, iată, cum am spus, un proiect inițiat de către domnul primar Dan Laurențiu Leoreanu, unde sunteți actor principal. Am vorbit despre un bilanț așa la o săptămână, un bilanț, din ce am înțeles, pozitiv pentru un început de drum, ca să spunem așa. Eu știu, haideți un piculeț în trei puncte, așa cu liniuță și de la capăt, cam care ar fi, cam vorbit, asta a fost încheierea primei părți a emisiunii. Am spus clar, de comun acord și oricine poate să se convingă, că orice copil odată prezent acolo nu are decât de câștigat. Deci lucru asupra care am convenit și se poate acoperi oricând, se poate dovedi cu fapte. Care ar fi câștigurile, eu știu, așa, pe care altele decât, eu știu, o școală, școala fiecăruia. Odată socializează, mă gândesc că ăsta ar fi sigur, mare da, câștig. Ziceam și mai devreme, varianta cu împrietenirea între școli, că până la urmă și asta are o importanță deosebită, ei se cunosc, își dau seama că pot să participe la activități fără să ia note și să participe din interes pur științific, da? După aceea, faptul că sunt conduși de cadre didactice, pericol nu există nici pentru, e ca și cum ar veni la școală, poate chiar mai mult de atât. Sunt îndrumați de cadrele didactice, își aleg temele, iarăși un câștig, dacă vor să afle... Deci este o comunicare? Sigur că da. Cum ar trebui să fie la reforma noastră, cea de toate zilele? Da, să spunem că chiar ca la reformă sau poate chiar mai bine. Așa? Își aleg temele, pot participa. Asta este o chestie extraordinară. Cine vrea să prezinte o temă este liber să o facă.
Avem doi copii. Haideți să spunem despre de Damian Mitrea și da? O fetiță pe da, n-am reținut, îmi cer scuze că n-am rău, reținut da, numele. Luni, cine vrea să o vadă, poate să participe la activitate între 10 orele, între orele 10 și 12. Iată, doi copii din clasa 7, dacă nu mă înșel, da? Nu? Vor prezenta istoria romanului, bine, comprimată, și personalitățile orașului nostru. O prezentare în PowerPoint absolut perfectă. Grozav de frumos s-au încercat astăzi, au arătat și de-aia le-am și sugerat că ar trebui să o spun în fața copiilor de la școala Mihai Eminescu în luni. Va veni și doamna Tăbăcaru cu temă... Doamna Angelica Tăbăcaru. Da, cu o tematică legată de politețe și de respectul de sine. Și începând de marți, iarăși voi intra eu în scenă, să spun așa, și voi continua cu teme care să le strânească interesul. Teme în general de știință, pentru că profilul meu este mai îndreptat spre acest lucru. Ok, m-aș întreba așa ca, nu știu, o nuanță, având în vedere faptul, iată, toți acești factori care caracterizează această prezență a copiilor în acest cadru, având în vedere și vârsta care presupune niște, i-ați simțit ca, eu știu, fiind rivali sau din potrivă, adică să manifestă rivalități, eu știu, și de apartenență de școală și de personalitate și deocamdată de... nu cred că s-au putut manifesta în acest mod, având în vedere da, au avut timp, având în vedere că au fost prezenți din cadrul aceleiași școli în primele trei zile, dar sunt convinsă că venind și în celelalte zile vor reuși să socializeze mai mult, să lege prietenii, să rivalizeze și să își dorească, văzând că acești doi copii vor prezenta luni. Exact, pe de aici zic că... Va stârni cumva interesul fiecare dintre cei care își doresc mai mult, că sunt și cei care vin doar pentru că până la urmă așa dă bine. Da, da. Dar, am spus. Da, e opinia lor și toate general, palierele și firesc să fie așa până la urmă. Da. Și atâta vreme cât s-a aflat din documentarul pe care l-am prezentat că există memoria apei, da? Poate vor reține faptul că suntem 80% apă și că ceea ce transmitem... Dacă nu vă cred pe noastră, să-l creadă pe Florin Piersic cu celălalt. Da, sigur. Da, deci până la urmă asta are importanță. Să transmitem ceva care să genereze o stare de bine, să le îmbunătățească nivelul de cunoștințe, să afle mai mult decât își permit, le permite timpul la școală, pentru că există în timpul școlii... Este uneori și limitări, sigur, și da, acolo da, program, sigur, așa, da, așa mai departe, da. Să facem ceea ce nu s-a reușit întotdeauna la lecțiile de diriginție. Unde iar e o problemă, nu intrăm în detalii. Da. Copiii, vreau să spun că au solicitat teme legate de paranormal, de bolta cerească, de planete, teatru. Unii au spus că în momentul în care am cerut ce își doresc, o persoană a fost foarte simpatică, a spus vrea să plece în vacanță la mare și la bunici. Deci asta nu putem să-i asigurăm, dar când va veni, cu siguranță va avea ce să povestească la cadrul. Invităm pe Gigi Becali, doamna directoare, și cine știe, poate el dă Dumnezeu și cu una de asta. Da. Glumim, firește. În regulă, dragii mei, deci filmul cel, eu știu, din care v-am oferit un fragmentel în prima parte a emisiunii, se află postat pe site-ul postului nostru de televiziune, respectiv www.topalltv.ro, pentru cei care doresc să vadă și să, eu știu, pândelete, o conexiune la internet și suficient, clic acolo și s-a marcat. Doamna directoare, eu știu că am cu școala de vară, pentru că, iată, timpul trece, am punctat, ne-am făcut datoria, ca să spun așa. Este un proiect care, eu știu, merită aplauze, faptul că este în premieră, iată,
s-a dat un start bun, Doamne ajută, până în august mai este și e loc de, și de câștigat experiență până la urmă, pentru că într-o prima fază, iată că și ăsta e un mare câștig până la urmă. În ideea, cum am spus, că s-a plecat cu dreptul. Haideți să vedem, pentru că am avut de o știre până acum, haideți să mai spunem telespectatorilor noștri o noutate plăcută, frumoasă, legată de Clubul Copiilor. Doamne ajută! Asta, vă referiți la clădire? Asta în cazul în care nimic nu s-a schimbat. Trebuie cu asta să începem. Nu, lăsați așa să mai... Dacă e vorba de bucuria care o simțim noi cei de la Clubul Copiilor pentru faptul că se va construi clădire. Deci, atunci reformulăm cu subiect și predicat. Atunci reformulăm ceea ce spuneam la început referitor la mulțumirile pe care trebuie să le adresăm primarului nostru. Pentru că nu școala de vară este până la urmă din punct de vedere al colectivului Clubului Copiilor cea mai importantă, ci faptul că domnul primar s-a zbătut pentru fondurile... Nu, am început cu actualitatea, deci gazetărește, da, așa să începem. Nu, dar dacă e vorba la cantitatea de mulțumire, așa, începem așa, cu Clubul Copiilor Clădire Nouă și apoi cu școala de vară. Să zicem pe același plan, nimic da? Împotrivă, da. Am să rog colegul Max, avem câteva imagini, ca să vă dați seama cam despre cum ce. Cum arată acum? Strada, care e strada, doamna director? Este strada Suceava 45. Așa. Se o poate clădire vorbiți, care arată așa cum se vede, dar la care s-a făcut un proiect extraordinar. Vor fi o clădire deosebită, o clădire care... Se va păstra aspectul în partea fațadei. Mă gândesc că e o clădire de patrimoniu, nu? După ce nu este de patrimoniu, dar se păstrează, cum se spun, configurația arhitectonică. Și în partea din spate va fi cu perete cortină făcut doar sticlă. Am înțeles că a fost licitația? A fost licitația, urmează să se stabilească un câștigător. Există o, să zicem, o ierarhie stabilită de condițiile care au fost formulate pe site-ul de licitații. S-au clasat primele două firme. Deci, probabil între care se dă bătălia, dar dosarele nu au fost analizate în amănunțime. Urmează să se stabilească dacă ceea ce conțin dosarele există, sunt legale și dacă sunt în conformitate regulă, cu ce au declarat. Tipică reală specifică. Da, da. Deci avem concurență, avem ipotetici constructori, avem de când s-au prezentat nouă firme. Da. Urmează maxim 20 de zile de la data la care s-a făcut licitația să se formuleze și să se stabilească și câștigător. Și Doamne avem ajută, două avize de luat, unul care este și luat deja, doar trebuie mers după hârtiuță și încă un aviz de la București de care sperăm să nu fie nevoie foarte în funcție de suma care s-a licitat. Sunt mai multe chestiuni. Așa, în ideea că să ia și unul și altul, cam pe când. Vreau să spun că din partea primăriei avem toată susținerea și toată înțelegerea. Au luptat cu mic cu mare acolo să ne ajute pentru obținerea avizelor și a tuturor documentațiilor care au fost necesare pentru asta. Clădirea va fi super. Veți fi printre invitați în momentul în care se termină. Termenul este de 2 ani. Eu tot visez să fac și un cerc de jurnalistic, adică, na, poate da, tot da. Cu... Vă rog să mai repetați, poate chiar să... Da, da, sincer, dar adică făcut așa, temenic și... Nici gen... mă îndoiesc că ar fi temenic. Da, da, da. O să facem legat de asta. Uitați că este un prilej cu școala de vară, putem da chestionare copiilor, să vedem care este interesat de ce... Discutăm, dar să nu ne depărtăm de... Doamne ajută cu pace și sănătate că... Tare m-am bucurat când mi-ați dat vestea, că noi, într-o discuție în particular, în urmă, o să prezint și o știre luni, în jurnalul de luni. Să dea Dumnezeu cu eu știu, cu toate forțele. Așa, dacă toate ar merge bine, cam pe când ar fi... Normal, spuneam că termenul este stabilit pentru terminarea construcției 24 de luni, dar una din firme a spus la licitație
că o poate termina în 12 luni. Acum eu nu vreau să câștige una sau cealaltă, dar vreau să termine indiferent cine. Bun, să o facă în 12, adică la jumătate, dar nu românește, să facă nemțește, adică, Doamne, iartă-mă. Nu știu dacă se va putea. Bun, nu-i treaba mea, eu am punctat doar și să sperăm că așa va fi. Da, stimați Romașcani, de unde acum clubul copiilor își are sediu în incinta școlii numărul 9, da? Da, Roma, așa, în cartierul, da, în cartierul favorit. Iată că, sigur, vom discuta, eu știu, cu totul alți termeni. Acolo e de părciori, dacă ar fi să vină un copil de la Irta, de unde stau eu, așa și-o spun cu fală, să știți, nu mă jenez deloc. De la Irta până în favorit nu prea vine să meargă, indiferent da, de talentat ar fi. Mare, e un dezavantaj mare. Este un dezavantaj major, în special pe timp de iarnă, când deja la ora 6. Asta vis-a-vis de locația de acolo. Dar și aici ar fi cam la mijloc, doamna directoare. Da, da. Cam la mijloc, așa este. Da. Plus, nu mai discutăm faptul că, iată, clădire proprie, unde nu ești obligat să ieși la o anumită oră, unde programul ar putea fi făcut și mai mult în interesul copiilor, unde am putea să deschidem și în zile de duminică, unde sâmbătă s-ar putea ca orele să se țină până după amiază, nu doar până la ora 1, cum am avut anul trecut și cum va fi în anul școlar următor. Știți cum e, când ești în casa altuia? Categoric, da. Eu nu vinuiesc pe nimeni. Nu, ca spun idee, doar că ca este idee, foarte greu să... Da. Ești condiționat. Da. Să soliciți mai mult decât... Exact. Și așa, ok. Și așa, da. Cadrele didactice, domnii din conducerea școlii au fost foarte amabili cu noi, ne-au dat de fiecare dată când am solicitat și sala de sport. Am văzut, accele, chiar am fost prezent la atâtea acțiuni, am văzut pe domnul director. Mulțumesc din suflet pentru asta, pentru că neavând sala de festivități este foarte complicat. Eu am încercat să facem la sala de festivități a fostului club din Cuza Vodă 12, însă acolo ni s-a luat lumina. Nu mai avem nici posibilitatea să încălzim. Acum nu încerc să solicit nimic pentru că e vorba de o clădire nouă. Vom avea și aici sală de festivități. Nu la dimensiunea acelei din Cuza Vodă 12, dar aia tot a clubului rămâne și poate treptat cu timpul se va amenaja ceva și acolo pentru școala de vară de anul următor. Doamne ajută! Doamne directoare, haideți, pentru că, iată, practic activitatea noastră coincide acum, s-a mutat, putem să spunem că s-a mutat la școala de vară? Sigur că da. Activitatea clubului. Sigur. Deci fără discuția greșit, în regulă. Deci asta până la finele lunii august. Câte cercuri, haide să dăm un pic din casă așa, pentru că acum și ca bine perioada de înscriere, măcar să cercurile știe oamenii la ce să gândesc. Cercurile care își desfășoară activitatea la clubul copiilor din Roman încă la Victor Hugo numărul 9, până va fi pe Suceava 45. Este vorba de cerc de informatică, cerc de karting, șah, orientare, gimnastică, artă decorativă, pictură. În regulă. Și muzică. Așa, și... Mi s-a suflat din... După, da. Trece vremea, cui luna, cui sâmbătă, când vine perioada de înscriere? Că... Perioada de înscriere începe la 1 septembrie. Mai. Dar nu este o regulă, nu este nicio lege care să stabilească în momentul în care se înscriu copiii. Noi solicităm la fiecare început de an reînscrierea copiilor pentru a avea o evidență cât mai clară a numărului de copii și pentru a putea împărți pe grupe și pe grupe de vârstă și pe grupe de activitate. Dar școala de vară vine în sprijinul nostru acum, pentru că în afară de acele chestionare de care vorbeam mai devreme, vom putea face înscrieri mai din timp. Și este în sprijinul nostru faptul că acum se prezintă copii, pentru că o parte din ei nu au știut de activitățile de la club și participând la școala de vară au constatat și poate mai departe vor face același lucru, să vadă că într-adevăr au ce să vadă la clubul copiilor, în afară de ceea ce se prezintă în mod formal. Pentru cei care vor să vadă și mai temeinic, așa, pentru că noi am făcut împreună, respectiv Top Alt TV, și subsemnată, trebuie să spun și lucrul ăsta,
Am făcut niște filmulețe, sunt acolo pe YouTube, tastă în Clubul Copiilor Roman, oricine poate să vadă acea prezentare pe care am făcut-o noi, o demonstrație de karting unde, iată, doamna directoare Schumacher trebuie să-și ia concediu dacă... așa, foarte pasionată de... și repet, se pot vedea și o serie de activități din acele filmulețe. Da, da. Poate, dacă cine știe, cu timpul, n-ar strica un blog, ar fi de... pentru că e vorba despre generațiile astea care se trezesc lângă calculator, se culcă... Pe vremea când aveam mai mult timp, făcusem un site pentru Clubul Copilor, dar care a rămas la nivelul acela, pentru că vine foarte greu să mă ocup singură de el. Iar de la informatică s-a ocupat doar de ore. Nu știu, am zis că ar trebui și că ar fi, repet, deoarece... Asum această lipsă și voi corecta. Deoarece acești copilași este limpede că se trezesc cu mausul în mână să culcă înainte de asta și e foarte bine. Tocmai de-aia consider că cercul de informatică posibil să nu mai aibă aceeași solicitare. Era o perioadă în care cercul de informatică era... o noutate pentru cei care nu aveau calculator acasă. Pentru care internetul era inaccesibil la domiciliu. Și atunci și clar veneau la club. Eventual, dacă, dar nu vreau să ne întindem cu asta, că mă gândesc că avem, da? Ne putem întinde, îmi face semn colegul, dar nu o să, glumesc. Așa. Sigur că acum, doamna directoare, la informatică se pot face de milioane de lucruri, pentru că eu am văzut foarte multă lume, șah, n-am spus șah, da, și șah, stimați telespectatori, și vă uitați pe YouTube și o să vedeți tot acolo. Ce vreau să spun, că am văzut multă lume, merge lumea, își frânge oasele la munci grele în Spanii, în Italii, vine acasă cu chilan și îi cumpără calculator de 46.800.000 și în afară de Yahoo Messenger și mai nu știu ce pe acolo... Nu, mai sunt și jocuri cu biluțe. Mai... Jocuri cu biluțe, dar solitaire. Sunt o sumedenie de minuni care vin așa. Apropo asta de... Dar, repet, nu faci obiectul și nu vreau să intrăm prea mult în detalii. Doamna directoare, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, iată, am putea spune că doar când ne mai desparte două degetuțe de un bilanț, nu-i așa? Pentru că vă încheiați activitatea, pentru că, așa cum am spus, la Clubul Copiilor este un orar special, diferit de al școlilor, firește că de-aia e și Clubul Copiilor. Așa. Cum ați găsit anul acest an școlar, așa, trăgând o linie, iată, la această oră aproape de bilanț? Ca și rezultate, este un an cu bogăție. Pentru că întotdeauna trebuie să punctez, ați obișnuit romașcane. Ca și muncă. La club acolo. La fel. Eforturi susținute. Pentru că anul trecut, calendaristic, noi am pierdut 9,5 miliarde care au fost alocați pentru clădire. Ca și încărcătură emoțională și dezamăgire în momentul în care s-a pierdut, bogăție. Da? Faptul că acum s-au fost alocați doar 5,5 miliarde, și deci 4 practic s-au pierdut, nu definitiv, dar pentru că au fost în mâna noastră atunci 9,5 miliarde vechi și s-au luat și acum avem doar 5,5, da? Deci emoțional vorbind a fost acea încărcătură negativă, dar se echilibrează în momentul în care s-a făcut licitația și s-a văzut interesul pentru construcție. În momentul în care domnul primar, prin susținerea de care am avut parte cu sprijinul dumnealui, a reușit să obțină banii și ne-a sprijinit în rezolvarea tuturor problemelor, s-a pus și mașină la dispoziție pentru a merge la piatră, adică având în vedere faptul că noi nu suntem legați din punct de vedere financiar de primărie. Da, da, trebuie făcut această precizare, că scoate în evidență o dată în plus. Și trebuie să, iertați-mă să spunem telespectatorilor că nu lăudăm primarul. Nu, ați văzut, am spus să leagă foarte clar, că toată lumea are o impresie așa. Dar nu vreau să mi se... Spunem clar ce a făcut primarul orașului Roman. Eu vreau să vă spun că pentru Clubul Copiilor banii nu-i puteam obține eu, indiferent cât de mult efort aș fi depus. Deci banii sunt obținuți la intervenția susținută a domnului primar. Și prima dată și a doua oară.
că s-au pierdut. Vă dați seama, dezamăgirea a fost cu atât mai mare pentru dumnealui. Dar faptul că s-a revenit și că se continuă este ceva extraordinar. Și până la urmă, o operație, da, dacă e vorba să o asemăim cu așa ceva, o operație este reușită după ce se închid toate, nu? Nu înainte. Și vedem după ce încep să funcționeze organele. Nu mă deranjează faptul că s-a amânat, având în vedere că tot se va face ceva pentru noi. Și eu, e un loc care, așa cum am spus, nu, iar noi intrăm în detalii, iată-i cam la mijlocul, mă rog, relativ orașul. Da, este o poziție oricum mai central și mai central decât Clubul Copiilor Vechi, nu există. A, nu discutăm acolo. Era o locație deja, pe care am să o regret toată viața. Oricine, cu siguranță. Atâta vreme cât în curte erau copaci. Era și spațiu acela foarte generos. Care nu se găsesc oriunde. Da, era spațiu da. Generos, era clădire la care se putea locui, să facă ore la etaj. Aici nu se va mai putea face decât la parter. Sus, partea de sus are doar 4 încăperi, etajul 1. Și va cuprinde doar ceea ce înseamnă administrație, cancelarie, secretariat și așa mai departe, pentru că ar fi trebuit să fie cheltuieli mai mari, având în vedere că pentru scări, în locurile în care funcționează copii, sunt condiții speciale. Da, da, da. Pentru care acum nu l-am știut până acum. Normele astea europene, da, da. Jale cu... Va fi, dacă vom reuși să ne înțelegem, și sunt convinsă că acest lucru se va face, să ne înțelegem și cu școala numărul 2, cu bunăvoința doamnei director, să avem acces care la... Care e doamna directoare? Da, îmi scapă numele, iertați-mă, da, găină, da. Doamna Găină. Așa. O să... Jos pălărie. Sunt convinsă că o să se facă între noi o poartă pe care putem intra și noi pe terenul de sport, pentru că activitatea dumneai se desfășoară dimineața, noastră după amiază, n-ar fi, probabil nu va fi o problemă asta. Da, iată încă un plus ca să punctăm, da, da, la plusuri. Da, colegul se pare că nu? Mai avem? Nu mai avem, iată că nu mai avem. Doamne directoare, mulțumim în numele Romașcanilor pentru participare. Doamne ajută, și pentru că aveți treabă. Și eu mulțumesc pentru că ne-ați invitat, pentru faptul că popularizați această activitate. Dar musai pentru că e cetate aici. Și pentru faptul că ați venit cu idei noi și cu colaboratori care... Cu dragoste, oricând, dacă se poate și dacă suntem bine primiți, dacă sunt bine primiți, că ați pomenit și de numele meu. Mulțumesc încă o dată, Doamne ajută, că încă-i treabă. Doamne, și de-abia acum începe greu, apropo și de nou sediu și cu toate cele, numai bine, să dea Dumnezeu cu pace și cu sănătate. Stimați telespectatori, iată, colegul meu a spus că nu mai este, am mai vorbit eu ceva, iertați-mă, o seară bună, weekend plăcut și cu pace și cu sănătate pe vinerea viitoare. Bună seara, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Cartea e Parte.